Adam s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un cârduf cu apă, pe care l-a dat Agare și l-a pus pe umăr, i-a dat și copilul și i-a dat drumul. I-a plecat și a rătăcit din pustiul Berșeba. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, căci zicea ea să nu văd moartea copilului. A șezut dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Dumnezeu a auzit glasul copilului și Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul, ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și ea a văzut un izvor de apă. S-a dus, i-a umplut burducul cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustiu și a ajuns vânător cu arcul. A locuit în pustiul Paran și mama sa i-a luat o nevastă din țara Egiptului. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Am vorbit despre un caz aparte despre o femeie care i-a avut un rol de a fi slujnică. Trebuia să slujească o familie, să fie roabă. Era roabă în casa lui Avram. Numele acestei femei era Agar. V-ați dat seama din citire. Și dincolo de rolul acesta de a fi roabă, de a sluji, a ajuns, prin minune, să primească și rolul de mamă, un rol care, dragii mei, dacă urmăriți Sfintele Scripturi, cursivitatea lor, n-a știut să gestioneze bine. De-aia am citit și versetul 20, zice așa: copilul a crescut mare. Și când a crescut mare, știți ce s-a făcut el? Știți ce s-a făcut? Aruncător cu arcul. Ați dorit dumneavoastră ca pruncii dumneavoastră, am fetele un pic, nu știu, ne la locul ei, logic să spui că o fată ajunge războinică cu arcul, da? Deși astăzi avem și femei kamikaze. Dar nu, ne gândim la copii, și fetele se mai joacă, eu știu. Dar ți-ai dorit pruncul tău pe care îl crești, poate singur tău copil, nu știu, ei au 5, voi aveți 5, ei sunt primi, la primul. Să devină aruncători cu arcul. Nu! Fiecare dintre noi ne dorim copiii noștri să ajungă, dacă se poate, cei mai deștepți. Dacă se poate să fie cel mai intelectual, dacă se poate să fie cel mai bun în orice. Nu e așa că asta vă doriți. Vreau să spun în seara aceasta, nu doar că am mai repetat lucrurile acestea cu alte ocazii, cea mai mare responsabilitate pe care o are cineva vis-a-vis de creșterea și educarea copilului său nu este păstorul, nu este învățătorul de școală duminicală, nu este păstorul de la, învățătorul de la școala laică, ci este părintele, este tata și mama. Pentru că dacă ești tu să faci copii, frate și soră, ascultă-mă, ai o responsabilitate deosebită să-ți crești și să-ți educi copilul într-o stare după voia lui Dumnezeu și o să spui că sunt rău în seara aceasta. Nu, dimpotrivă. Știu că aveți mult dintre dumneavoastră inimile zdrobite pentru că copiii dumneavoastră nu vă mai ascultă. Unii sunteți poate, nu știu, zdrobiți pentru că nici nu aveți să slujiți, nu mai știți să vă rugați pentru că nu vă ascultă pruncii, nu mai vin la ora la care ați vrea voi să vină în casă. Nu mai merg la școală, ar trebui să fie bogați și ei. O să vorbești despre aceasta poate. Și sunteți cu inima strânsă și zdrobită. Poate unii ziceți: mă, mi-e și frică să mai vorbesc, mi-au crescut copiii. Dacă altă dată le spuneam măsura mea să tacă, că mă enervează în biserică, vreau să ascult predica, acum au crescut a mei sau a mei și nu mai pot să zic nimic. De ce? Pentru că și a mei farma nu ne deranjează copiii. Și ajungem să cântărim în viața noastră lucrurile funcție de situații, de împrejurări. Avem o mare responsabilitate și femeia aceasta n-a știut să gestioneze bine momentul în care Dumnezeu a binecuvântat-o, dacă pot numi așa, cu un copil. Chiar dacă l-a făcut, eu știu cum l-a făcut. Cu burduful pe umăr, zicești Biblia, cu bucată de pită în buzunar și cu copilul în cealaltă mână, a plecat în pustiu, de data aceasta fără speranță și fără nicio nădejde. Este a doua oară și pentru ea a fost ultima. Mai plecase odată de acasă, fugise atunci de acasă, fugise de Sara pentru că ajunsese copilul ăsta Ismael, despre este vorba de 14 ani, și a început să zâmbească ironic când, nu știu, a ținut ziua de naștere sau a tăiat împrejur Avram pe copilul său Isaac, de drept. Și a început să zâmbească și a enervat-o pe seara, pe Sara urât de tăr și a zis: dacă copilul ăsta râde acum, de copilul meu s-a întâmplat acum filmare, zgoneștiu de ei din casă. Și a fugit când a văzut că este urâtă de șefa ei directă, de Sara, a fugit. Și a ajuns-o Îngerul Dumnezeu în pustie și a întrebat-o: de unde vii și unde te duci, Agar?
Că pune Dumnezeu și astăzi întrebări, dar nu mai avem urechea tăiată pe jos să auzim. Mă întreabă pe mine și te întreabă pe tine și pe dumneavoastră Dumnezeu, când fugim de Dumnezeu, fugim de responsabilități, fugim de anumite lucruri, dăm vina pe alții și fugim direct în pustie, că acolo știm să fugim. Nu ne place un locul în care, da, este aglomerație. Și o întoarce Dumnezeu înapoi, veți găsi lucrul acesta, cred că în capitolul 18 sau 16, o trimit, da, 16, zice, întoarce-te înapoi și fii supusă, pentru că vreau să-ți fac o promisiune, copilul acesta, chiar dacă parcă e urât în casă, chiar dacă parcă e nebăgat în seamă și parcă s-a făcut așa de urât încât ești alungată, văd că te simți urâtă, va fi un neam mare. Și ascultă-mă, îți fac o promisiune, acest băiat va fi întotdeauna un spine în costa tuturor oamenilor. Și se vede până în ziua de astăzi, dacă nu s-ar fi făcut, dacă nu s-ar fi născut Ismael, dacă ar fi stat liniștit Avram și n-ar fi ascultat-o pe Sara, de multe ori bărbații vor fi trași la răspundere că își ascultă nevestele care duc la păcat. E bine să ai nevastă înțeleaptă, zice Biblia în Proverbe 31, că o nevastă înțeleaptă, pricepută, zidește casă. O Sara și-a demolat casa, pentru că l-a trimis pe Avram în brațele lui Agar și-a nimicit o națiune întreagă, națiune de neamuri. Până astăzi, tot poporul din neamul lui Ismael este un spin în coasta noastră și cu ei se vor lupta creștinii sau ei împotriva creștinilor. Ei sunt cei care urmează musulmani și toți ceilalți. Ei sunt cei care provoacă astăzi și demolează lumea întreagă. Și nu mai știu nici americanii cu tot ceea ce au ei sofisticat să-i oprească acest popor islamic care a răpădit lumea întreagă, care a trimis sirieni în Europa și care astăzi parcă în jurul nostru nu mai avem siguranță. Avem o responsabilitate deosebită, dragii mei. Avem ceva ce nu ne putem imagina înaintea lui Dumnezeu. Femeia aceasta a ajuns în pustie. S-a terminat pâinea, s-a terminat apa și a ajuns disperată, fără speranță. A dorit să privească în stânga sau în dreapta. A vrut să privească în față sau în spate și probabil a privit, dorind să-și găsească un alt stăpân. Însă aș vrea să vă spun că soluția nu este un alt stăpân pentru a-ți crește copiii. Mesajul pe care l-am intitulat în seara aceasta este o întrebare. Cum să-mi cresc copiii într-un pustiu? Și mă voi referi spiritual. În primul rând, ca să-ți crești copiii în pustiu, este nevoie să înțelegi că trebuie să-l arunci în brațul Domnului și nu sub un tufiș. Femeia aceasta, când a rămas fără apă, cu burduful gol, când a rămas fără pâine, a luat copilul și spune versetul 15, când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș. Dragii mei, este adevărat, atenție, că tufișul ține de umbră, dar umbra nu satură de sete. Este adevărat că e confortabil să stai sub un tufiș, chiar și în căldura aceasta fizică toridă, să stai undeva la umbră, ca și eu la altă dată, uitându-te și așteptând să nimicească Dumnezeu și așteptând să-și împlinească Dumnezeu planul ca să ieși în evidență. Este frumos să stai să te odihnești. Nu uita, niciodată tufișul nu poate să sature de sete. Ori problema copilului era că s-a isprăvit apa și nu mai avea din ce să bea apă, nu mai avea cu ce să-și aștâmpere nevoia aceasta de sete. Dragii mei, aș vrea să ne identificăm în seara aceasta cu speranța către un viitor și o nădejde mai bună, mai frumos și poate mai, nu știu, mai confortabil. Adesea facem pentru copiii noștri același lucru ca și Agara altădată. Luptăm o viață întreagă să-i ținem sub tufiș, adică în locuri confortabile. Și nu ne dăm seama sau uităm că nimic nicăieri nu este mai bine ca și în brațul Domnului. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? O umbră este o umbră. N-am nimic împotriva nimănui. Însă vreau să fiu corect, sincer și transparent cu dumneavoastră, pentru că vă iubesc copiii și Dumnezeu mă cunoaște. Este bine să-ți dai copilul să facă sport. Dă-l, Domnule, la not dacă vrei să învețe not, să nu se nece în Marea Mediterană. Dă-l la basket, dă-l la fotbal, dă-l să facă ce vrei tu. Nu e o problemă asta. Dar vreau să te întreb în această seară. Pentru că astea sunt lucruri confortabile. Arme să fie copilul meu să facă sport. Dar mă întreb, de ce nu dai la o oră de religie în plus față de ceea ce faci la școală? De ce nu chem păstorul, presbiterul, diacon, unul care vrei tu să-ți învețe un verset pe săptămână? De ce nu spui, vină Domne în casa mea și stai de vorbă cu copiii mei, spune-le tu ceva că pe mine nu mă ascultă. Care dintre părinții care sunteți aici ați cumpărat un instrument până astăzi, că mă dă frământ, că lipsesc din o screstă oameni,
Și da, într-adevăr, nu încap, că sunt prea, prea puține locurile. Dar să vă gândiți cu viziune, că avem o viziune mare și în viziunea mea, acea orchestră care se va face și acea fanfară care se va face, nu va cădea din cer, va fi cu copiii dumneavoastră, va fi cu ăștia care sunt acum de 10 ani, de 12 ani, de 7 ani. Câți dintre noi ați dat deja să-i pregătiți că atunci când va veni să-i aranjăm în cele 200 de locuri care vor fi acolo, prin viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să cânte deja după notă. Până atunci mai sunt 2 ani, 3 ani, nu știu cât va fi, poate mai repede, poate mai mult, nu știu, dar până atunci să învețe să cânte, să-i cumpere o trompetă, să-i cumpere, ai, cumpere o chitară, ok, e bună. Câți dintre noi facem lucrul acesta să investim în ei? Ne frământăm, n-avem cine să conducă cântările în biserică, n-avem, pentru că oamenii mari au aruncat copiii la sub tufiș. Îi cumpere o tabletă, foarte bine, cumpere tabletă, cumpere telefon, cumpere ce vrei tu. Nu uita că acolo pe tableta aceea copilul poate să fie un joc biblic, să se uite și să învețe, să fie obișnuit cu lucrul acesta. Nu-i place, nu-i place. Dar de ce nu-i place? Știți de ce? Pentru că noi nu suntem suficient de responsabili pe latura aceasta. Și atenție, uităm să facem sau nu facem diferența între a purta de grijă și a oferi totul pe tavă. Știu că vă iubiți copiii. Știu asta. Se vede foarte clar. Dar câți dintre dumneavoastră încercați să vă identificați cu Domnul Iisus în familie? Vreau să spun un exemplu în această seară și îmi vine acum în minte, nu cred că se supără familia. Am trimis, sunt copii, să știți că copiii se roagă pentru mine. Două vreau să vă dau. Am venit într-o dimineață și o fetiță, așa, și a zis, frate Radu, te rog frumos să-mi spui cum aș putea să fiu mai ascultătoare de mama. M-a blocat. Dacă n-ar fi întrebat unul mai în jos că cum să facă ceva, i-aș fi dat 25 de versete în viață. Eu sunt obișnuit cu întrebări în această pratică, ca să bei, ca să nu știu ce. Bă, eu cu dumneavoastră sunt obișnuit, cu dumneavoastră vin oamenii. Dar să vin să întreb cum să ascult mai bine de mama, m-a blocat sigur că m-am bucurat și i-am spus. Un copil într-o seară l-a dus mamă să ascultasă între ei acolo, era o problemă între ei și au zis, auzi, dragule, tu cu care ai vrea să semeni dintre noi doi? La care el zice cu fratele Radu. Interesant, nu? De copilul n-a înțeles ideea, probabil că el s-a gândit ce să fie când e mare. Cu cine ați vrea să vă semene copiii? Să fie un aruncător cu arcul? Să crească un pustiu, să stea un pustiu? Să avea copilul tău să fie cel mai bun? E bun, ok, domne, ascultă-mă. Dacă copilul dumneavoastră îl lăsa sub tufiș în confort, într-o zi, iertați-mi expresia, va ajunge tufiș. Pentru mulți dintre noi, am spus-o dintotdeauna când m-am ridicat la astfel de slujbe, sunt deprisos cuvintele acestea, pentru că aveți copii mari, 20, 18, 20, 20 și ceva de ani, care nu mai puteți face nimic. Și mi-a plăcut expresia unui frate slujitor care a spus că nu mai poți vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu despre ei. Ok, asta e situația. Nu știu cine a falimentat în lucrurile acestea. Frați și surori, cu toată dragostea, nu vreau să cer, nu vreau să fiu rău. Vreau să vă explic cum știu mai bine cât de responsabili suntem de creșterea și educarea copiilor. E important copilul nostru să crească, însă este foarte important să se maturizeze și să-L cunoască pe Dumnezeu din pruncie. Este foarte important ca să fie cu noi întotdeauna și noi să fim acei care îi aruncăm în brațul Domnului și nu sub un tufiș. Știi ce spune David? L-am legat odată din Psalmul 101 despre lucrul acesta și vreau să vă citesc acum, să vedeți ce zice David, să vă readuc aminte de fapt. În Psalmul 101, ce face David în fiecare dimineață, ne învață pe noi? Zice el la un moment dat așa, auziți, după ce spune o grămadă de lucruri care n-ar vrea să fie în casa lui, inima stricată, cel ce clebetește, cel cu priviri tufașe, v-a vorbit atunci despre influența care poate să vă influențeze copiii la păcate, cei care vin în casă, dar musafirii. Dar spune aici, la un moment dat, așa, David în versetul 8, auziți, în fiecare dimineață voi nimici pe toți cei răi din țară ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toți cei ce săvârșesc nelegiuirea. Dragii mei, știți ce să înțeleg aici? Că David, înainte de orice preocupare pe care o are, înainte de orice punct din agenda lui pe care ar vrea să și-l pună în aplicare, este interesant să meargă în dormitorul copiilor lui. E adevărat că e devreme, că te duci la 5, că te duci la 6 de acasă, nu știu. Dar în fiecare dimineață ce David, eu voi stârpi pe cel rău din țară. Cum? Voi chema numele lui Dumnezeu peste copiii mei. Eu știu că acești copii ai mei rămân singuri. Eu știu că acești copii ai mei, eu plec pentru ei. Nu vreau să stea sub tufiș, ci vreau să stea sub protecția lui Dumnezeu. Este nevoie tu
ca și tată, ca și preot al casei, ai o responsabilitate deosebită să chem numele lui Dumnezeu peste ei. Încredințați în brațul Domnului. Femeia aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când s-a terminat apa, ce-ar fi trebuit să facă? A luat copilul și l-a aruncat sub un tufiș. Asta a făcut. L-a aruncat sub un tufiș. Ce facem noi când se termină apa? Se termină în viață, frați și surori, apa. Se termină adesea resursele noastre și vorbesc spiritual. Și nu mai știm ce să facem. Știi ce facem? Ne ducem cum să ducem la noi la Bihor, unde vezi lumea cu ochii și nu te mai uiți nicăieri. De ce? Pentru că nu mai știi ce să faci. Și atunci îți faci un stăp de conștiință. Te uiți la prunci și zici, băi, dacă nu pentru voi am făcut eu, nu pentru voi m-am făcut de dimineață, nu pentru voi și acum voi mă faceți de rușine. Oare de ce? O să-mi spui că ancorajele sunt grele astăzi. Vreau să vă spun ceva. Noi totdeauna predicăm și fac o paranteză. Nu era în predica mea. Noi totdeauna dăm vina pe vreme. Frate Radu, sunt vremurile rele. Vreau să vă întreb. Dacă în urmă pe vremea comunismilor era vremea grea și frații se plângeau că era și de-a drept era greu. Dacă astăzi noi ne plângem că este greu, peste 20 de ani va fi greu. Vreau să vă întreb, când e vremea noastră? Când e vremea ca noi să slujim? Atunci n-am putut, în viitor vom putea, azi nu putem. Când? Astăzi este vremea ta, astăzi este vremea mea. Să trăiesc frumos, zice, da, zice Pavel în Roman, trăiesc, zice, frumos ca în timpul zilei. De ce ca în timpul zilei? Nimeni în timpul zilei nu face orice. Cele mai multe spargeri, hoții, lucruri murdare se fac noaptea. În timpul zilei este lumină, toată lumea e îmbrăcat frumos, e în vestimentație deosebită și încearcă să pozeze bine. Și zice Pavel, să trăiți frumos. Este vremea în care noi trebuie să ne identificăm cu Domnul Iisus Hristos și să arătăm copiilor noștri o viață care să se reverse, să se transpună în ei și care apoi să-L urmeze pe Domnul. De ce vă tremură inima, frații mei, pentru copiii care urmează să crească mai mari, acum sunt mici? De ce? Ești un copil al lui Dumnezeu. Ție ca și mie ne-a promis Domnul că va fi cu noi. De ce astăzi tremurăm? De ce astăzi ne gândim ce va fi? Spun încă o dată, știu că e supărat. Dumnezeu să-ți aline supărarea. Și vreau să-ți mai spun ceva. Dacă tu ești un om pocăit, Dumnezeu se va ocupa de copiii tăi. Dumnezeu te va binecuvânta și vei vedea că Domnul va lucra. Repet și am spus mai întâi, nu știu unde a fost greșeala. Dar dacă vrei să fii fericit și vrei să ai copiii cu minți, totuși până la urmă. Frate Dani, frate Ione, Salomon, unde? Și el a plecat. Dacă vreți să aveți copii cu minți, aruncați-i în brațul Domnului. Foarte important. Sunt toate lucrurile bune în lumea asta. Sunt multe bune lucruri în lumea asta. Dar dacă arunci sub un tufiș pe copii, vor ajunge aruncător cu arcul sau aruncător cu privire. Vreau să mă duc în al doilea rând să vă mai spun ceva. Dincolo de faptul că trebuie să aruncăm în brațul Domnului, este nevoie să-L ții de mână și să nu stai la distanță în față de El. După ce a văzut că nu mai este apă, l-a luat, s-a uitat în ochiul lui, dacă l-a salutat, l-a aruncat sub tufiș și n-a stat să se uite la el. Ce-a făcut? A plecat mai încolo, de mai la o depărtare, ce bine, hai că citesc. Când s-a ispăvit apa din muruf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui, la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc. Cred că în mintea lui Ismail, și în momentul ăla, și eu zic, mamă, te-ai dus la o aruncătură de arc, cu arcul trag și eu în viața asta, să vezi ce faine. Și așezut jos, zice, în fața lui, ca la o aruncătură de arc, că zicea ea, să nu văd moartea copilului. Așezut, dar în fața lui, la o parte, a legat glasul și a început să plângă. Nu ce Biblia că s-a rugat, a început să plângă. Lacrimile, plânsul, își are vremea lui. Știți ce zice asta? Eclesiastul. Am spus-o și vreau să mă repet, dar vreau să spun mai clar. Am zis-o odată și cineva s-a supărat. Frații mei, avem copii astăzi cu noi. Am zis atunci, e în zadar. Și poate că am greșit că e în zadar, că niciodată nu e în zadar rugăciunea. Dar am vrut să explic așa. Dacă astăzi avem cu noi și scăpăm printre degete, de ce peste câțiva ani de zile să umplem avonul cu bilete, rugați-vă și pentru pruncii mei, că s-au dus în lume. Nu-i normal să te cheme Daniel și să furi, sau să te cheme Samuel și să fumești și să bei, sau să te cheme David și rog să cânti la o harfă sau la un instrument, să faci toate nebunile din lume.
Nu-i normal să te cheme Emanuel ca și pe copilul acesta și să-l auzi că de la tribunal îl cheamă să intre Emanuel. Cum adică să intre? Dumnezeu este cu noi în cătușe. Nu-i normal, oameni buni, de poporul lui Dumnezeu, de oameni care astăzi te cheamă Dumnezeu să fim responsabili. Știi pentru ce? Când copilul tău intră la câte vrea el în casă și este când vrea, când e mai bun prietenul lui și prietena ei, cu el și cu ea, decât tu, tu nu-l mai ții de mult de mână. De ce? Pentru că părinții astăzi nu au timp să asculte ce spune fata. Că m-a mai spus asta când se închide în baie, că i-a venit menstruația și nu știe ce are, că va muri, că are crampe în stomac. Nu știe, mama nu-i spune. De ce? E rușine. E un subiect tabu. Să nu vorbim, domnule, în biserică că e rușinos. La școală, dacă se introduce sexologia, e vasă nebunii. Dacă mama nu învață pe fată și tata nu-l învață, cum să-i spui la tata, tata, uite, am problemele astea. Am problemele astea. Cu cine vrei să vorbească și cu ce vorbește dacă nu asculti tu? Vorbește și sunt mulți tineri și știu despre ce vorbești. Și aici sunt, cu care am stat și am conciliat și m-am ocupat de ei. Nu mă ascultă tata, cu cine să vorbesc? Nu mă ascultă mama. Întotdeauna după copilul, după momentul în care l-a rus un tufiș, urmează depărtarea de el. Aici zic că la o rugătură de ar. Nu știu cât de departe te-ai depărtat de fiul tău. Nu știu cât de departe te-ai depărtat de fiica ta. Tata vine târziu acasă, că e normal, merge să aducă pâinea. Am auzit de situații, nu de aici, din alte părți, în care s-a pus bilet așa pe masă sau pe frigider. Ce vezi că ai mâncare aici, ne vedem când vin, adică diseară. Și cel mai probabil copilul doarme când vine tata. O fetiță, și v-am spus și asta, una din zile, a întrebat pe tată său, tate, cât câștigi tu pe oră de stat atât de mult la lucru? Și a zis, el 15 euro pe oră. Și a zis, tate, dacă îți dau 15, stai și cu mine într-o oră. Eram într-una din zile într-o familie care a plecat o parte din familie în țară. A fost chemat să facă rugăciune. Vă spun lucrurile acestea să vedeți copiii cât de inteligenți sunt și nu vă dați seama ce aveți, ce valoare aveți în gândioasă. Și îi spune tata, unul dintre copii, zice, te duci, cu cine rămân eu? Auzi ce zice copilul, tu te vas a queda con la tele, con quien te quedas todas la noches. Frumos! E normal, vine tata de la lucru, îi rup, să pune pe sofa. Ce face? Pune mâna pe telecomandă. Și schimbă, nu dă seama ce canale schimbă, dar schimbă, că e rupt. Și fata să uită, tata, n-are timp de mine. Hai la tata, să te vedea, ce să te iubească, dar ai zis, de rupt. Copiii privesc în valori. Și când zboară de lângă noi, te întrebă de ce sunt copii. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? De ce? Pentru că noi adesea suntem irresponsabili. Aș vrea în această seară să înțelegem. Frate Dani, eu știu că tu ești o persoană colerică, ca și mine. Eu știu despre ce vorbesc. Și știu că ești foarte aspru în ceea ce înseamnă punctualitatea și disciplina. Te rog să-ți crești copiii dumnezeiește. Frate, eu la fel. Să-i spui, Viorica, slavă, Doamne. Să-i spui că la Bihor copiii se crezi bine. Și nu. Dragii mei, ascultați-mă. Este nevoie să vă țineți copiii de mână. Este nevoie să nu-i lăsați lângă dumneavoastră și la propriu și la figurat. Cât se poate, țineți-i de mână. Mai repet încă o dată, fie că vă supărați pe mine. Am zis dintotdeauna. Întrebați-o pe soția mea dacă nu. Îi spun de multe ori să stea acasă la hornească, dacă nu-i dat Dumnezeu prunci pentru cine. Întotdeauna am spus, dacă ți-a dat Dumnezeu copii, mamă, crește-i dumneata ale, stai acasă și crește-i. E suficient. A promis Dumnezeu că le va purta de ce nu ești să făcut. Am zis și la greșit. Ascultați-mă. Dă mai multă valoare pe un contract fix decât pe greutatea creșterii și educației copilului nostru. De mai multă greutate pe eurori care pe ei se duc. Mai puțin și se schimbă. Nu vedeți că sunt probleme în Anglia și dacă pleacă ăștia, se schimbă și euro. De la o zi pe alta, cei care sunt bancă mulți, poate că pentru că se face noi biserică să schimbă bani. Nu să știe. Dumnezeu schimbă pentru noi legi. Ascultați-mă bine. Dumnezeu ne-a dat, zice Domnul, ne-a binecuvântat. Foarte bine că ți-a adus copiii la binecuvântare. E un lucru deosebit, dar asta nu rezolvă totul. L-am adus, Doamne, te rog, leagă-ne-l, binecuvintează-l, avem preferințe, cine să se roage, cine să-i cânte, cine să-i facă nu știu ce. Nu-i de ajuns! Am consiliat zilele trecute o familie, nu-i familie, mă rog, i-am îndemnat să se căsătorească, a fost în biserica azi-neață. Ia din familie de pocăiți, are 22 de ani, du-se la binecuvântare și trăiește în spurcăciune în lume.
El a ajuns în depresie. Stai cu el de vorbă și plânge. De ce? Pentru că s-a infiltrat în toate mizerile lumii. Pentru că cineva nu l-a ținut de mână. Și atunci vin la noi. Că la psihologi nu se duc să le dea bani. Psihologul ce face? Te ascultă. Sunt o grămadă, știm, copiii care văd la psiholog, că n-ascultă ce le spunem noi. Mă duc la psiholog, ce face ăla? Ia o carte și nu, hai spune. Dar de ce ne-ai descărcat, mă, ce bine a fost? Asta facem și noi, dar noi îți dăm viață din cuvântul Dumnezeu și ne și rugăm pentru tine. Și vin la noi și ne umple capul cu probleme. Și nu e problema asta, că nu e pentru noi. Noi stăm și ascultăm, de aia suntem slujitori. Și slujim. Ne doare să auzim când ne spun mulți dintre ei din ce cauză au ajuns. Și au zis, nu știi ce, îmi doresc două lucruri și am zis, trei trebuie să-ți dorești. În primul rând am să-ți doresc să te pocăiești, o, da, și asta, zice. Îmi doresc să-mi gat casa, să mă însor și să am prunci, să trăiesc, să îngrijesc cum eu n-am fost îngrijit. Pentru că eu am fost torturat, pentru că eu am fost bătut, pentru că eu am fost exploatat de mic copil. Mă doare să știu că nu pot veni pruncii la catecheze care se botează, pentru că trebuie să meargă la lucru, Doamne, la 16 ani, la 15 ani. Mă doare lucrul acesta. Ok, să meargă la lucru, să facă ce vor, dar să-și facă timp pentru casa, Domnule, pentru că nu știm să ne așezăm bine prioritățile. Mulți dintre noi să nu-mi dați de prate astăzi, să peste vreme, o să vă aduceți aminte de mine. Copiii au nevoie să fie ținuți de mână, dragii mei, pentru că au nevoie să se știe ținuți în siguranță. Nicăieri nu se știu mai în siguranță decât în mâna tatălui și în mâna mamei. Să doar în brațele dumneavoastră, povestindu-le despre Timotei, despre Estera, despre David, despre Iosif. Da? Am venit la catecheză cineva, la început, am spus că a fost mai mult și s-a lăsat pe oameni. Și am vorbit despre Iona și am zis, cine e ăla? Nu știu oamenii, îi înțelegem. Au crescut în medii diferite. Dacă l-aș fi întrebat, probabil, despre un nebun din ăsta care e homosexual, probabil ar fi știut. Dar nu știu despre oameni din Biblie. N-ar fi frumos copiii noștri să cânte acasă, îmi ajungi spre Doamne, doar harul tău. Dar de unde să știe el? Veneam astăzi cu... îi dau exemplu pe prietenii mei, că adică toți sunt desprieteni, dar ei așa nu se supără, dacă se supără de face. Veneam pe mașină cu fetița unei familii astăzi, cu micuța, unde-i? Doamne. Cu micuța Lucia. Și... nervoasă, supărată, că nu l-a lăsat să facă ce vrea. Și ce-o zis? Eu m-am fi venit că l-a furat cu tasul. Dar așa, a zis, tati, pune, cum se cheamă cântarea? Eu sunt mic, dar Iisus locuiește în viața mea. Eu vin să o mănânc toată. Eu m-aș fi nervat pe mama, nu, că nu-ți dă ce vrei, tata, nu-ți dă ce vrei. Dar a zis, nu, pune că eu sunt, au zis, la o lecție, a zis, tati, eu sunt mic, acum știu, de-aia nu pot să fac nimic. Dar știi ce? Iisus locuiește în viața mea. De ce să ne audă în casele noastre lucrul acesta și nu numai la școala duminică, numai la biserică? Să audă acolo. Îi spuneam cuiva de asemenea ieri, eram de la Madrid încoace, am călătorit el toată ziua și veneam ajuns undeva târziu și am spus, domnule, este nevoie să ne facem un program, e adevărat, e dat peste cap orarul acesta față cei în România. Domnule, indiferent cât e târziu, la păstor nu se pune, că ăștia n-au program, e de reglat tot. Dar voi, măcar, oameni buni, faceți un program la ora 9 sau la 10. Familia are 15 minute de închinare. Deschidem Biblia, citim un cuvânt și ne rugăm. Dacă tata e plecat pe tir sau a plecat locul, mama are responsabilitate să le ia pe copii și uite, astăzi citești tu. Că mă duc în familie, da? Eu știu ce fac, îi pun pe copii să se roage. Zi-mă Tatăl nostru, de-aia încep cu Tatăl nostru de multe ori acei, pentru că știi ce? Pentru că nu știm să zicem Tatăl nostru. Sunt mulți în biserică care nu știu să zică Tatăl nostru. Sunt mulți în biserică care nu știu să se roage, cum să spune așa dimineața. De ce? De ce? Pentru că nu-i practică. O, dragii mei, țineți-vă copilul de mână. Pentru că suntem responsabili de lucrul acesta. A ține copilul de mână înseamnă să-i dai direcții. Și ce spune Psalmul 128, 127? Ca săgeata în mâna unui războinic. Adică războinicul își ia ținta, își pune în arc săgeata și știi ce face? Nu trage pe ea în vânt, ci trage unde? Unde? La țintă. Asta înseamnă că eu sunt responsabil să iau copilul meu, să-l pun în arc. Vorbesc spiritual și să-i dau direcție. În
întrebați pe cei mai, dar serios, întrebați pe copiii noastre, ce vrei să te faci când te fii mare? Și ce zice? Eu vreau să fac bani. Eu vreau să fiu bogat. Ok, foarte bine. Foarte bine. Dar ceva serios să te faci. Nu vrei să te faci păstor, foarte bine, ok? Fă-te cântăreț, nu vrei cântăreț, nu vrei ceva în biserică. Fă-te, domnule, un inginer. Fii tu acela care faci proiecte pentru biserici. Fă-te, domnule, eu știu, fă-te un doctor ca să salvezi viețile oamenilor, că poți să faci treaba asta. Fă ceva util. La treia avem, pentru că vreau să termin. Asta e cel mai important, care îmi place cel mai mult. Dacă este foarte important să nu strântești copilul sub tufiș, dacă este foarte important și ai responsabilitate să o ții de mână, în al treilea rând, ascultați-mă bine, vreau să citesc. Și Dumnezeu, versetul 19, i-a zis cui ei, i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă, s-a dus, cine? Ia, de-a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. În al treilea rând, înțelege, Dumnezeu îți arată izvorul, dar nu-ți umple burduful. Dumnezeu ne arată izvorul, dar nu ne umple burduful. Cu ochii noștri, dragii mei, orientați pe cele materiale, e atât de greu să mai vedem izvoarele de apă lângă noi. Ne avem lângă noi atâtea izvoare binecuvântate, pe care nu le băgăm în seamă. Dar de multe ori este greu să ne mai umplem burdufurile opor pasajului, cu experiențele credinței, cu experiențele momentelor frumoase de a fi lângă Domnul, și copiii noștri de atâtea ori nu pot să vadă ceva benefic. De atâtea ori Dumnezeu își face parte în familiile noastre și noi nu ne mai facem. De atâtea ori ne bazăm pe lucrurile materiale că-s binecuvântate. Oh, cât stați! A multor surori care sunt aici, mulți bărbați sunt astăzi în locuri care n-ar trebui să fie în loc să fie la adunare, și ne așteptăm, și vă spun acum ceva, că așteptăm să vedem binecuvântare în familie și te întreb, de ce nu-i? Cum adică, în loc să fii la adunare, aici să transpir cum transpir eu, că vreau să te învăț ceva bun, tu stai departe. Ok, o duminică, două, domne, dar celelalte două, unde ești? Ok, un program dimineața, nu fii că ești obosit, ok. Seara, unde ești? Înțeleg marța că nu vii, am zis acum, ok, fraților, nu înlărgim, dacă nu merge la o oră, e suficient, dacă ne rugăm o rugăciune două și nu că e suficient, dar nu vrem să-L tine, înțelegi că e obositor. Nu vine joia! Și așteptăm binecuvântare. E ok. Cum vreți. Suntem în pustie. Și vreau să vă spun trei lucruri. În primul rând, diavolul este mulțumit dacă îți lași copilul la umbra lucrurilor materiale, la umbra confortului. Tu să stai la o distanță de el când el moare de sete. Vreau să vă spun că am văzut undeva, scria despre ceea ce se întâmplă cu corpul uman. Când 2% din corpul uman rămâne fără apă, persoana aceea este slăbită de energie, nu mai are forță. Când 10% din corpul uman rămâne fără apă, persoana aceea nu se mai poate mișca. Dacă era la un moment dat sclerozată și nu putea, acum la 10% fără apă, nu se mai poate mișca, e legumă. Când 20% din apa trupului nostru, uman, fizic, nu mai este, scade, moare omul. Dragii mei, dacă din punct de vedere fizic, fără apă, omul moare, mă întreb din punct de vedere spiritual ce se întâmplă. Mă întreb atunci când suntem fără apă noi, și s-a vorbit dimineața ca un simbol, n-avem prezența Duhului Sfânt peste noi. Pentru că ziceți, de unde știi? De acolo. Că cine are Duhul Sfânt, zice David, mă bucur când mi se zice, hai, de unde? O, aleluia! Acolo a zis David, e dulce și plăcut să locuiască frații împreună, că pe stradă n-avem timp, că trecem chiar rachetele prin aeroporte. Unii prin alții, fiecare la probleme, și normal. Ne salutăm din viteză. Că nu mai ai apă în trup, e problemă. Dacă nu mai ai apă din punct de vedere spiritual, ești terminat. Și atunci, vă întreb, de unde copiii noștri să fie alimentați?
Te uiți la copiii tăi, mă, cum au crescut ăștia așa de repede? Spune-mi. Dacă n-ai fost plecat de lângă ei, dacă țineai de mână, îți dădeai seama cum mâna ta crește. Bă, crește mâna, nu, nu, crește mâna copiilor, că e mâna ta. Și tu, uite, așa simți. Nu mai simți cum îți cresc copiii. De ce? Pentru că nu-i ții de mână, sunt surtofiși, sunt în confort. Acum, decât atât, aș vrea să-ți mai spun ceva. Copiii au nevoie de apă, nu de plină. Adică au nevoie de cuvântul Dumnezeu, nu de materialism. Dacă n-ar fi fost așa, n-ar fi spus Iisus Hristos, cine vine la mine din inima lui va curge râul de apă vie, cum zice Scriptura. Și aici femeia n-a dus lipsă de pâine. O zic, nu-i pâine nicio problemă, nu-i. Apa e problemă. Că nu mai este cuvânt, că nu mai este viață, că apa e viață, că nu mai este puterea Duhului Sfânt în noi. Atunci s-a terminat totul. Și dacă nu astea ca părinți, nu mai aveți putere. Ce o să facă pruncii? Ce o să facă pruncii? Fac ce fac părinții. Că nu mai ai chef să vii la adunare, când te deranjează orice cuvânt pe care îl spun, când te supără orice frate, orice soră, când te... Cât deshidratat spiritual avem în vremea aceasta în bisericile noastre, din cauza că nu. Noi avem burduful și am zis, Doamne, nu ai vrea să umpli, s-a vorbit dimineața să ne umple Domnul, nu ai vrea să umpli, zice Domnul, nu. E acolo locul. Avem biserici pe care alții nu le au. Avem locuri în care să putem să ne adăpăm. Avem liniște și pace. Nu mai trebuie să spui pernie dacă e adevărat. N-am primit de mâine, ca și cum spuneau frații, că își puneau pernii prin geam ca să nu se aude. Noi ne putem ruga să strigăm cât e tare, că nu e problemă. Și care e problema? Că nu ne aud nici oamenii, nu știu, ne aud nici Dumnezeu. Că nu o să ne punem pernie în geam, să ne punem pernie în inimă. Ne astupăm inima. Avem astăzi oportunități în lume, o lume liberă pe care oamenii nu le au. Alții nu le au și noi nu beneficiem pentru că nu suntem interesați de lucrurile acestea. Avem bucurii și avem în mijlocul nostru multe lucruri, multe izvoare pentru care alții suferă pentru o picătură de bucurie. Suferă să se bucure și noi astăzi trecem cu venirea. În al doilea rând, diavolul este mulțumit dacă folosești mereu zicala aceasta, auzi? Dacă n-am avut eu, să aibă el. Ok? Foarte bine. Dar dacă matale ai avut copilărie, el de ce să nu aibă? Sau, dacă dumneatale n-ai avut parte, că așa a fost vremurile, trebuie să te duci matale într-o parte și în alta, că părinții, așa au fost vremurile, da? Să nu zic alte lucruri. De ce să nu-i ofer matale condiții copilului ca să fie el ce n-ai fost dumneatale? Diavolul este mulțumit să facă lucrul acesta. Apoi, în al treilea rând, diavolul este mulțumit să stai lângă izvoare, dar să nu vrei din ele. Ce-o problemă nu e? Poți să ai în Biblie, în biblioteca ta, Biblii, cărți de cântări, poți să vii la biserică, dar să nu sunt burduful cu apă. Mă întreb. Am studiat acum cu cei care sunt la seminar, iar putea să vă spună deja, am învățat prima carte și încă scrim aproape la final, intitulată Ajute pe creștini să crească. Și și-au dat seama acolo cât la sută ține minte omul în biserică dintr-o predică. Asta în cazul în care dacă 100% e atent și n-a pierdut firul cu predicatul. Înțelegeți? Auziți? 10%. Maxim. Și atunci nu-ți umpli izvorul cu apă. De ce? Pentru că gândul tău e acolo. Deja gândul tău este ca să trebuie să vezi meciul cu România. Sunt 100% sigur mult de voi. Sau gândul vostru, zice, frate, e la din fără 5 până să luau toate lucrurile când mai termine. Nu știu. Eu știu ceva, că am deținut o predică și sunt responsabil de ce vă spun. Și trebuie să plecăm slujba adevărat. Și dacă se grăbește cineva, nicio problemă, poate să plece. Dar într-o zi îți vei aduce aminte lucrul acesta. Dumnezeu ți arată izvorul, dar nu ți-l umple. Dumnezeu, dragii mei, ne îndeamnă la lucrurile acestea. Ilie a mers, o să mă duc în pustie. Mă duc în pustie că Izabela mă omoară. Și după care de zi, o zi, a ajuns fără apă, a ajuns singur, a ajuns părăsit. Și știi ce a zis? Îmi doresc să mor. Și a trebuit să vină Dumnezeu să-i aducă turtă și un ulcior. Și a zis, vine, scoală-te și mănâncă și bea, că drumul pe care l-ai de făcut nu se gata aici. E o virgulă în viața ta. Încercarea prin care treci, necazul prin care ești, problema prin care ești, este doar un moment ovale. Nu se termină. Va veni alte vremuri și am auzit dimineață că de acum începe ceva mai bun. Că întotdeauna după o încercare vine biruința. David a trecut prin valea trebinților și când a ieșit de acolo cu o singură piatră l-a omorât pe Goliat.
3 metri și o palmă. De ce? Pentru că s-a dus în numele Domnului Iisus Hristos, în numele Dumnezeului în Israel. Și noi în numele acestui nume suntem mai mult decât biruitori. Chiar dacă vin probleme, e pustiu. E necaz, e strânturare. Ca să putem avea relații bune cu copiii noștri, trebuie să misurăm distanța. Și trebuie să umplem noi. Citesc încă o dată, mergeți acasă cu gândul acesta. Zice clar Biblia, Dumnezeu i-a deschis ochii ei. Ea s-a dus și a umplut burduful cu apă și s-a dus să dea copilului să bea. Mă tare ești responsabil să dai copilului să bea. Să-ți iei notițe, ok, nu ții de la mine. Ia-ți la altul, dar ia-ți notițe și învață cu copilul. Hai să vedem ce ori aici mai mult. Că e sistematic spus doar. Vreau să închei și să vă spun că, să vă reamintesc, ca să ne creștem copii în pustie, trebuie să îi aruncăm nu sub tufiș și în brațul Domnului, trebuie să-i ținem de mână și trebuie să ne umplem burduful cu apă noi. Pentru că dacă nu-ți ții copilul de mână, ascultă-mă bine. Și ce mi-a spus cineva, frate Radu? Cine nu-ți ține copilul de mână, când va fi mare, va plânge pentru că și-ar dori să-l țină copilul pe el de mână și nu mai ține. Și de ce? Pentru că un copil care nu-i ținut de mână, nu are dragoste de mamă și de tată, nu poate iubi, că nu știe să iubească, pentru că nu simte cum să iubească. Și știi ce zice Biblia? Așa îi se potrivește. Cum ai făcut? Ți se va face. Ți se va face. Și în momentul în care nu ne umplem noi burducul cu apă, vă mai dau un exemplu și apoi chiar închei. În cartea Exodului, în cartea Judecătorului, mai citesc, spuneți voi, acolo, sau dacă nu puneți o plăciță acasă, în Iosua, la capitolul 1, cu unii versete, acolo, cred că 7 sau 8, nu știu, ajunge Caleb și zice, vreau să dau fata mea de mireasă, acelea care va cuceri o cetate, dă numele acolo. Și zice, el era nepotul lui, s-a baricadat acolo cu armătură și așa, și a mers și a cucerit și a luat-o de nevastă. Și când a intrat la ea, zice acolo cuvântul, că ea i-a spus, zice, auzi, cere la tatăl meu să ne dea ceva, pe cine a dat niște izvoare seci. Și zice acolo cuvântul, știți acasă, de important, zice, când s-a coborât de pe cal, poate a zis, tată, te rog să-mi dai ceva, că mi-a dat niște izvoare seci. Și zice, și Caleb i-a dat, auziți, izvoarele de sus și izvoarele de jos. Prediți cum este pus în Biblie, prima dată izvorul de sus și apoi izvorul de jos. Prima dată cuvântul lui Dumnezeu și apoi lucrurile materiale. Cumpărați, repet, încă o dată tot ceea ce e nevoie pentru copiii voștri, dar dați-le prima dată cuvântul și spune, dacă înveți cele 10 porunci, îți cumpără tata telefon. Dacă înveți Tatăl nostru, dacă înveți nu știu ce mai înveți acolo, ce vreau, dacă înveți apostolii, că sunt mulți din biserică care nu știu numele celor 12 apostoli. Nu-i știu nici în ordine, nici în dezordine, nu știu cum îi cheamă. Și avem 30 ani de pocăință. Sunt lucruri elementare. Nu e adevărat căruțile de mântuire, dar sunt lucruri care mulți de afară ne fac de rușine.